Partenerii proiectului Hyundai Moldova, Raiffeisen Leasing, Lukoil Moldova, partener media, Unimedia, Realitatea TV. După ce la salonul auto de la Geneva nu ne-a lăsat să-i vedem interiorul, Toyota expune aici, la Paris, noul crossover compact al mărcii, care se numește CHR. Această mașină va debuta în curând și în Republica Moldova. Eu tare sper să fie în acest an, dar sunt șanse să vină și în primele luni ale anului viitor. Dacă exteriorul acestui model a mai fost arătat, noi oricum acuși o să-l arătăm și mai detaliat, vreau să vă arăt acum habitatul acestei mașini. În cazul dat avem o versiune hybrid, una care este mai dotată. Putem vedea astfel de inserții de culoare albastră care să scoată asta în evidență. Probabil cunoașteți că la Toyota, atunci când logo-ul are un fundal albastru, atunci asta înseamnă că este o versiune hibridă. Deci vreau să vă spun că este un interior destul de spațios. Voi așeza scaunul. Este o mașină pe care aș compara-o cu poate cu un Audi Q3, poate cu de ce nu modele mai mici de la Suzuki, poate de la Hyundai, poate multe alte mașini, acum nu prea îmi vin în gând toate. Deci un automobil destul de frumos aici în interior. Vreau să vă arăt spatele și portbagajul acestei mașini. Iată și spatele noi Toyota CHR. Are o formă care pleacă parcă mai în față. Destul de frumos acest model. Și un portbagaj foarte încăpător aici în spate, care la sigur este unul dintre cele mai mari din acest segment. Aceasta este noua Toyota CHR, un model în care Toyota își pune foarte multe speranțe. Partenerii proiectului Hyundai Moldova, Raiffeisen Leasing, Lukoil Moldova, partener media, Unimedia, Realitatea TV.